joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic, jucăm în deșteptarea astăzi pentru 1600 de euro. Plecăm de la 200, practic. Alexandru, bună dimineața! Salut, Alex! Bună dimineața! De unde ești, Alex? Din Brașov. Și dormi? Sau... E, dorm pe naiba. Sunt la muncă. Ești turtit așa, nu... Nu, surti, de am emoții de când m-a sunat și ca să vezi, Tomas, astăzi mi-am uitat telefonul acasă. Nu, că era nevastă mea și a dat telefonul de muncă. Numărul de a, ești pe fix? Nu sunt pe fix, am un telefon, dar vai de capul lui, de la mic, cu butoane, sper să nu mă lase. Să știi că alea nu te lasă niciodată. Da, se aude sunt foarte bine. Ajută. Se aude foarte bine. Da, chiar te auzi foarte bine. Ești ok. Da? Da. Da. M-auziți bine? Da, da, ai șanse să câștigi, ai mulți bani. Din punctul ăsta de vedere, stai liniștit că ești ok. Unde lucrezi? Da. Sunt într-o firmă de instalații. Uh-huh. Deci din Brașov. Și tu cu ce te ocupi acolo? Ești inginer sau... Nu sunt inginer. Poate aș fi vrut eu să fiu inginer. Nu, sunt asistent manager. Mai merg cu mașina, mă ocup de clienți, avize, chestii de genul. Bravo, Alexandru. Cu ce mașină mergi? Mașină mică. Am o camionetă micuță și un papuc. Și un papuc. Am înțeles. Și pe al doilea îl scapi mai târziu, pe pardoseală. Da. Și acum, Alexandru, ești singur sau mai e cineva cu tine care să... Am ieșit din birou, sunt cu o colegă, Raluca se cheamă, și am ieșit din birou ca nu cumva să avem probleme, cum se audă să... Dar Raluca aude întrebările cum? Da, le aude, că e cu laptopul deschis. Ok, vezi că s-ar putea să aibă o mică întârziere ea, să nu stai prea mult după răspuns. Eu îmi fac datoria să vă spun de fiecare dată asta. Bine, Alexandru. Păi să începem. Hai, mult succes! Mersi. 200 de euro. Prima întrebare de astăzi pentru 200 de euro, Alexandru. Cum se numesc în gramatică cuvintele, expresiile vechi, scoase din uz sau pe cale de dispariție? Arhaism. Îți place rebusul? Nu prea am jucat, sincer. Asta e integramă, nu e... Așa, bravo. E definiție directă. Ce... Mai degrabă. Da, rebus mai degrabă, da. Rebus, juca tata mare, mama mare, taică mea. Deslegat și Vlad. Și Vlad, da. Ai 200 de euro. Se dezleagă. Dar să știi că, da, și mie îmi place din când în când să mai, dacă mai pică în mână, de-abia aștept să fac un rebus. Dar nu prea-ți pică. Nu, în tren. Alexandru, ai 200 de euro. Da, mă bucur. Mulțumesc. Și noi ne bucurăm, dar vrei să-i dublezi sau... Bineînțeles că... Așa, evident. Bine. Aici știu. 400 de euro. Ce, asta e simplă? E mai simplă asta. Hai să auzim. Voi aveți mai întrebări simple. Noi nu știm să răspundem la asta. Nu e adevărat, nu e adevărat. Se întâmplă foarte rar să fie întrebări cu adevărat grele și asta de obicei la sume mai mari. În rest, e chestie de inspirație și de a-ți veni răspunsul în astea 6 secunde. Asta e tot. Asta este, da. Eu vă ascult de foarte mult timp și ziceam, mamă, ce ușor e, mi se pare așa de ușor. Dar acum când sunt în partea asta altă cu telefonul la ureche... Asta să știi că ne-au mai mărturisit și alți participanți la concurs, că na, emoțiile sunt inerente. Alexandru, fii atent, acum că asta chiar e... fără bătăi de cap. Nu mai urechi. Și sunt și 400 de euro. E cam ușoară pentru 400 de euro, dar hai. Îți plac conversațiile, Luca? Da. Fii atent, Alexandru. Spune-ne, în ce oraș se află celebrul Central Park? New York. Zi un județ. Ai stat după Raluca. Da, zi un Buzău. Nu. Stăteam și nu știu ce mă gândeam la Londra, dar... nu, e New York. Ăla știi e cu că Hyde Park. Așa cum voi aveți emoții de multe și ori Luca, și noi avem emoții când trece timpul și nu vine niciun răspuns, să aștene liniște așa, știi? Da. Și îmi vine să zic ziua în Buzău. Da. Exact, și rămâne cu banii. Asta e toată șmecheria. Răspunsul e corect. E bun. Bravo. Hai. New York e răspunsul corect. Fie și din singura casă 2
Ar trebui să știm asta, cu toții. Da, ai da, da. 400 de euro, Alexandru. Toți zine, am citit singur acasă. Zine ce ai de gând să faci. Dublăm. Dublăm? Bravo, Alex. Da, da. Bravo. Îmi place. 800 de euro. Îmi place că ești hotărât. Păi da, de mult vreau chestia asta, zic, ori mai până la capăt, ori deloc. Ah, deci avem... Nici nu mă mai întrebați, deci când este, nu mă mai întrebați, dublam și gata. Păi uite, frate, ce hotărât. Ai bifat dublajul, cum ar veni, tickbox, știi, cum e la recalculatura, da. Ai bifat. Hai să vedem ce facem la 800 de euro și după aia vedem dacă te întrebăm sau nu. Ok. Nici asta nu e grea deloc. Imaginez. Ultima e ceva mai grea. Fii atent, Alexandru. Sunt 800 de euro. Cine era guvernatorul roman al Iudeii la momentul răstignirii lui Iisus Hristos? Ăla de s-a spălat pe mâini. Pilat. Da, măi, Alexandru. Din Pont. Răspuns corect. Răspuns corect, dar tardiv. Tardiv. N-a fost, chiar era simplă, nu? Da, cum spuneam, da, era... Da, da, era... Totul să-ți simplu, vină răspunsul trecut, în 6 secunde. Mi-au trecut prin cap toți sfinții și tot filmul ăla cu Iisus. Nu, că ăsta n-a fost. Tehnic, știu, perfect. Știu că am fost, dar zic, nu, dar el a intrat în filmul cu Iisus din Nazaret, da, și a trecut prin toată distribuția de asta, că asta a zis că i-au trecut sfinții. Ah, trecut. Ai descoperit cine era actorul care l-a interpretat? Robert Powell, parcă. Pe Pilat din Pont. Nu. Nu. Pe Pilat din Pont... Nu mai știu cum. Nici mie nu vine acum, nu, dar pot. Magistral... Da. Știam că Robert Powell l-a interpretat pe Iisus. Pe Iisus l-a interpretat un cetățean, Robert, și cumva... Ai zis bine, dar nu mai știu nicio. Uite, asta e bună, o să pun întrebarea asta sezonul viitor. Exact. Păi da, de ce să pui întrebarea asta? Că nici tu nu știi răspunsul și de ce ești nenorocit? Cine le întreba? Cine interpreta pe câinele lui Sergiu Nicolaescu? Sergiu Nicolaescu. Alexandru, ne-a făcut plăcere, ne bucurăm că ne asculți. Ne pare rău că n-ai câștigat astăzi. Ne-a plăcut că ai fost hotărât și poate va mai exista o dată viitoare. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine mâine. Deșteptarea la Europa FM.